ai nevoie de cunoștințe despre structuri de date și algoritmi pentru a fi programator? Sunt absolut sigur că ai mai văzut videoclipuri sau situații sau povești în care un programator la interviu este întrebat despre structuri de date și algoritmi. Nu numai că e întrebat, dar e întrebat de lucruri foarte avansate în legătură cu chestia asta. Tot interviul se desfășoară pe un whiteboard unde omul respectiv, candidatul, este pus să scrie cod și să explice algoritmii respectivi pe o foaie de hârtie albă. Sunt sigur că ai auzit poveștile astea pentru că este plin internetul și în special YouTube-ul de clipuri de la oameni care lucrează la fan companies. Mai zic o dată, mai zis într-un alt clip, dacă nu știi ce este fan companies, este Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Este un, nu un trio, dar un conglomerat din ăsta de companii la care toți programatorii din lume se presupune că și-ar dori să lucreze. Și atunci, pentru că există dorința asta atât de mare a multor oameni din tech de a lucra acolo, există și, bineînțeles, niște interviuri de o dificultate mult mai ridicată decât în mod normal. Interviuri care, așa cum ți-am zis mai devreme, se desfășoară folosind structuri de date, întrebări legate de structuri de date și algoritmi. Dar hai să vedem totuși cât de tare ai nevoie de structurile astea de date și algoritmi în viața de zi cu zi pentru tine ca programator care nu lucrezi la fan companies, la altfel de firme, chiar dacă tot corporații, chiar dacă tot firme mari vor lucra toată viața la firme mai mici care nu au nivelul ăla atât de ridicat de inovație tehnologică, să zicem, da? Și nu se află chiar la cârma tehnologiei în lumea asta. Dar asta nu înseamnă că jobul tău nu va fi unul interesant, unul incitant și unul care să te satisfacă în fiecare zi. Bun, așa cum spuneam, de foarte multe ori interviurile astea se desfășoară folosind o coală de hârtie sau un whiteboard, niște markere și efectiv candidatul este pus să explice pe hârtie algoritmul, cum l-ar implementa și ce decizia ar lua în implementarea lui. Dar înainte să-ți dorești să faci și tu toate lucrurile astea și înainte să-ți dorești și tu să ajungi la fan companies, acolo unde își doresc toți oamenii ăștia foarte pricepuți să ajungă, haide să vedem totuși în clipul de azi cât de necesare sunt toate lucrurile astea, toate cunoștințele astea de care ai nevoie să treci un interviu de genul ăsta în viața de zi cu zi. Repet, în viața de zi cu zi la o companie alta decât cele fan. Acum, așa ca un disclaimer pentru început, video-ul ăsta e doar o părere personală, da? Sunt doar niște gânduri pe care eu le am în legătură cu genul ăsta de interviuri în care efectiv ești pus să scrii cod pe foaie și ești bombardat cu implementări de structuri de date și algoritmi. Așa că, totuși, dacă ești de altă părere, te rog să n-arunci cu pietre și să-mi spui mai bine mai jos la comentarii părerea ta și de ce crezi că ideile mele sunt oarecum greșite. În primul rând, pentru că mi s-a întâmplat de foarte multe ori ca oamenii să nu înțeleagă efectiv ce e ăla un algoritm, hai să dăm o simplă definiție. Un algoritm nu este altceva decât o înșiruire de pași logici pentru a rezolva o problemă. Atât de simplu. Este un șablon, mai exact, pentru a rezolva probleme comune, da? Probleme care s-au observat a fi comune de-a lungul timpului și s-a găsit soiul ăsta de șablon, da? Prin care se execută o serie de pași logici pentru a rezolva problema respectivă. Dar o structură de date, ce e totuși aia? Păi, un mod de a stoca date sau, evident, structura date și lucra cu ele. Acum, ai nevoie să știi cum să implementezi toți algoritmii ăștia pe care firmele de genul ăsta îi cer, algoritmii cât și structurile de date. Poate pentru că te-ar ajuta să-ți dezvolți mai bine gândirea logică, dar nu neapărat. Absolut toți algoritmii de care vei avea nevoie pentru a lucra pe un proiect anume, pentru a dezvolta o aplicație de la A la Z, fie ea și aplicație enterprise, multi-tenant, spune-i cum vrei tu, gândește-te la orice fel de arhitectură și de tip de aplicație posibilă, absolut toți algoritmii de care vei avea nevoie pentru a dezvolta aplicația aia au fost deja dezvoltați. Au fost testați și retestați de oameni mai pricepuți ca noi. Au fost deja validați de zeci de ani și toate limbajele populare la momentul respectiv, cum ar fi Java, C Sharp, nu știu, JavaScript, PHP, Golang, toate limbajele la care te poți gândi, au deja implementați toți algoritmii ăștia. Nu mai e nevoie să implementezi tu sortări, filtrări, search și așa mai departe. Da, trebuie să știi cum funcționează structurile de date, că dacă te lovești de vreun bug, trebuie să știi cum să investighezi acolo și poate să poți să și rezolvi problema. Nu cred. Așa cum am zis, structurile de date moderne pe care le avem, cât și algoritmii, au fost testate și retestate de o grămadă de ani. Șansele ca tu să găsești un bug într-o structură de date sau într-un orice fel de metodă de filtrare, sortare și așa mai departe, sunt probabil mai mici ca alea de a câștiga la lot. Mai mult decât atât, multe din structurile de date folosite în interviuri pentru a pune întrebări tricky candidaților sunt folosite extrem, extrem de rar. Exemplu clar și simplu este linked list. Da? Linked list
Nu cred că am folosit vreodată de când sunt programator, nu mi-amintesc să fi folosit vreodată linked list, exceptând momentele în care trebuia să învăț să studiez pentru un interviu. În afara interviurilor, nu mi-amintesc când vreodată am avut nevoie să folosesc vreun linked list și sunt absolut sigur că nu sunt singur în situația asta. Sunt convins că foarte, foarte mulți programatori au trecut, nu știu, de borna de 10 ani experiență și n-au folosit în viața lor un linked list. Și totuși, încă mai primim întrebări legate de linked list la interviu. Dacă un intervievator pune genul ăsta de întrebări la un interviu, cred că ar trebui foarte bine să se gândească ce fel de oameni are nevoie în echipa lui. Un om care a tocit înainte de interviu cum funcționează linked list și cum funcționează tot soiul de algoritmi și poate să-i regurgiteze la interviu în mod automat, da? Ca și cum ar citi de pe disc, sau un om cu experiență reală care poate interveni foarte rapid atunci când este o problemă reală de producție, știe unde să se uite, știe cum să investigheze, știe cum să rezolve o problemă de genul ăsta, care îți poate salva ca și companie, nu știu, zeci, sute de mii, milioane de euro, depinde cât de mare este impactul în momentul în care aplicația ta este down în producție. Ce fel de om îți dorești în echipă? Un om care a tocit și a răstocit toți algoritmii și toate structurile de date și poate să-ți recite la interviu ca pe o poezie la sărbare toate informațiile legate de astea, sau un om cu experiență reală, practică, și când zic practică mă refer care are o aplicabilitate în viața reală, pentru că așa cum spuneam, dacă vii și pui întrebări legate de linked list, dar tu nu folosești, nici măcar tu ca intervievator n-ai folosit linked list în viața ta, întrebările alea sunt absolut degeaba, sunt doar ca să prinzi candidatul cu niște întrebări tricky și să-l depunctezi de-a lungul interviului. Sunt cu siguranță și cazuri în care ar trebui să dezvolți tu un algoritm de la zero, cum ar fi cazul platformelor de social media care generează sugestii, da? Dar așa cum am zis și la începutul clipului, șansele ca tu să lucrezi pe o aplicație de genul ăsta, pe un proiect de genul ăsta, la o companie de genul ăsta, sunt extrem, extrem de mici. Sunt șanse mult mai mari să lucrezi la o companie care are un total alt soi de activitate care nu implică genul ăsta de dezvoltare tehnologică sau de cercetare tehnologică. Nu mai vorbim că foarte posibil ca nici peste 10 de ani, în momentul în care ți-ai acumulat o carieră de 10 de ani de experiență, șansele chiar și atunci sunt extrem, extrem de mici să ajungi să lucrezi pe un proiect de genul ăsta. Nu mai vorbim de situațiile în care ești efectiv junior, pentru că acolo chiar șansele sunt inexistente. Care-i rostul întrebărilor ăstora în afară de a încurca candidatul inutil? Repet, asta este doar o părere personală a mea, pentru că după ani buni în care am lucrat pe proiecte mai mari, mai mici, mai complicate, mai puțin complicate, în companii diferite, am ajuns la concluzia că n-am văzut în viața mea un linked list sau o orice altfel de structură de date din asta folosită în interviuri pentru a genera întrebări tricky. Asta și pentru că și mulți dintre voi mă întrebați, oare trebuie să învăț algoritmică pentru interviu? Oare trebuie să învăț structuri de date dacă vreau să devin front-end developer? Cât de des se folosesc nu știu ce structuri de date sau nu știu ce algoritmi? Sau cât de des o să primești la interviu să implementezi astfel de algoritmi? Probabil că o să mai primești. Probabil că sunt unele firme care dau genul ăsta de teste a angajaților lor. Probabil că o să primești genul ăsta de întrebări în legătură cu linked list, da? Dacă mergi la interviu pe un limbaj de genul de OOP, de genul Java sau C#, cum am mai zis, probabil că o să primești ceva întrebări de genul ăsta de la oameni care vor să te prindă în colț, da? Vor să vadă cât anume ai tocit, probabil, că până la urmă asta este rezultatul întrebărilor ăstora, vrei să vezi exact cât a tocit omul ăla înainte de interviu. Și da, probabil o să mai primești genul ăsta de întrebări. Ideea este să înveți teoria și să poți să treci peste interviu, da? Pentru că știu că e frustrant să fie nevoie să înveți astfel de informații sau astfel de lucruri care nu vor folosi niciodată în viitor într-o situație practică. Știu că e frustrant, dar trebuie să treci peste interviu. Și atunci, dacă ai nevoie să treci de un interviu anume și știi că se pun genul ăsta de întrebări, studiază-le la momentul ăla, treci interviul și îți vezi liniștit de viață uitând despre linked list și mai știu ce alte tipuri de liste complicate până evident la următorul interviu. Așa că nu-ți face griji, probabil că nu o să folosești absolut niciodată niciun fel de algoritm de care o să fii întrebat în timpul unui interviu. Despre bubble sort, despre trees și alte elemente din astea foarte, foarte complicate care se folosesc prin algoritmică și unde
programarea ajunge cumva să se îmbine și cu matematica. Da? Că aici este punctul ăsta în care programarea ajunge cumva să se întrepătrundă cu elementele de matematică, lucruri despre care, de asemenea, foarte mulți oameni cred că se întâmplă foarte des. La fel ca și în cazul algoritmilor, se întâmplă foarte, foarte rar să ajungi la genul ăsta de situații în care să ai nevoie de triz, de mai știu eu ce. Deci învață pentru interviuri și nu le dai importanță în restul timpului, pentru că nu îți va afecta cu absolut nimic viața dacă nu știi să implementezi un bubble sort într-o seară la ora 8 când te întreabă cineva. Da? Nu este niciun fel de problemă. Poate la început o să crezi că are legătură cu nivelul de junior, da? Și că la nivelul de junior, ok, nu o să te întâlnești cu lucrurile astea pentru că sunt lucruri mai dificile pe care le vei întâlni mai târziu. Dar nu e așa. Nu este absolut deloc așa. Știu oameni cu mult mai mulți ani experiență decât mine care au exact aceeași părere, care nu s-au întâlnit în viața lor cu implementarea vreunui algoritm arume sau nu s-au întâlnit în viața lor cu folosirea unui bubble sort într-o situație reală, dar într-o implementare reală. Și atunci nu-ți rămâne de făcut decât să înveți pentru interviu teoria ca să poți trece interviu și să-ți vezi liniștit de job și de viață. Dacă ai alte păreri în legătură cu asta, te rog să ne povestești și nouă care sunt părerile tale și să ne argumentezi care este sensul întrebărilor de genul ăsta în interviuri. Repet, dacă nu e vorba de fan companies, pot să înțeleg că, nu știu, la companii de genul ăsta foarte mari, cum ar fi Google, de exemplu, evident pot să înțeleg că sunt acolo niște softuri și niște mecanisme mai complicate decât are o companie multinațională, o corporație care are cu totul altă activitate în business față de ce face Google, da? Faptul că inovează și că dezvoltă în continuu lucruri creative în industria asta. De asemenea, poate o să zici, ok, dar eu vreau să fiu foarte, foarte bun, da? Vreau să învăț toate lucrurile astea, vreau să știu absolut tot, chiar dacă nu o să lucrez niciodată la Google, vreau să știu efectiv dacă aș putea să trec un interviu la Google, vreau să exersez toți algoritmii ăștia, vreau să nenorocesc lead code și vreau să rup HackerRank și vreau să învăț cum să fac toți algoritmii ăștia pentru că îmi place mie, da, pentru că e o chestie care îmi place și pentru că vreau să mă duc la un alt nivel în legătură cu chestia asta. Foarte bine și probabil o să ai de câștigat din chestia asta prin faptul că îți dezvolți foarte bine gândirea logică, da? Și îți va fi foarte ușor să spargi ulterior când ai un task mai complicat, îți va fi foarte ușor să spargi task-ul ăla pe bucățele mici și să-l rezolvi în sensul ăsta. Un soi de divide and conquer, da? Că probabil în rezolvarea genul ăstora de challenge-uri cam asta faci, faci un soi de divide and conquer și atunci spargi task-ul pe bucățele mai mici și îl rezolvi puțin câte puțin până ajungi să rezolvi practic toată bucata. Foarte bine, lucrul ăsta te va ajuta incredibil de mult. Dar dacă nu-ți place și nu vrei să o faci și nu vrei să auzi despre algoritmi și alte asemenea, nu-ți face griji, nu este niciun fel de problemă, nu o să ai niciun fel de problemă. De asemenea, cum nici cunoștințele de matematică avansate nu te vor ajuta prea tare, este la fel și în cazul algoritmilor. Am mai vorbit și o să mai vorbim despre chestia asta pentru că pe mine mă incită foarte tare când primesc câte o întrebare din asta de genul ăsta la interviu și mă face efectiv să vreau să întreb, poți să-mi dai un exemplu real în care voi ați folosit chestia asta recent sau, nu știu, în decursul ultimului an, când ați folosit ultima dată chestia asta? Mă face să vreau să întreb lucrul ăsta pentru că efectiv, nu văd sensul să ne pierdem timpul cu astfel de întrebări. Pentru că aud foarte des întrebările astea în legătură cu trebuie să știu să fac aia, trebuie să știu să implementez aia și așa mai departe. Ei bine, nu trebuie. Dacă vrei tu să știi, dacă ești curios în legătură cu asta, foarte bine, dacă nu, efectiv, nu ai nevoie. Mersi că te-ai uitat până la final și încă o dată aștept părerile voastre jos în comentarii, mai ales dacă aveți o părere diferită față de a mea. Chiar sunt curios să aflu și de la voi care sunt ideile voastre și care sunt argumentele pentru a avea astfel de întrebări la interviurile tehnice. Mersi încă o dată că m-ai urmărit și pe data viitoare!